Salută lumea și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Skyrim. Da, astăzi și o să văd noua versiune, că Cica purt o versiune șmecheră, special edition sau remaster, ceva de genul ăsta. Și am zis să văd ce este cu jocul ăsta. Fac așa mai degrabă un test, așa să văd un gameplay mai degrabă, pentru că sincer am vrut să iau jocul ăsta de vreo 3 ori și tot la prima misiune am jucat, am făcut un quest, după aia l-am lăsat așa uitării în vânt. Și hai să dăm New Game, vede ce ne oferă. Ce game mișto. Dar tu cred că e mai mișto Witcher 3. Am terminat și eu Witcher 3. L-am terminat, frate, deci la ultima misiune, bă, îmi venea să plâng, frate, deci era, cum se cheamă, am crezut că a murit cineva, frate, și când colo n-a murit. Și băi, nu știu, de jocul la Witcher 3, mă jure, acum m-am apucat să joc asta, Blood and Wine. Și sunt acolo în Tussaint. Și băi, e mișto rău, deci DLC-ul ăsta, deci, cum se cheamă, pare mișto rău, pare mult mai mișto decât Heart of Stone. Bate la cur. Ia, Bethesda Game Studios. A lăsat 5. Știu că mai stă și 3, 4, 1 mi se pare, dar deja aia, dacă e să joc Skyrim, primul Skyrim, mi-a făcut mintea. A, și joc pe high, dacă mă întrebați pe ce setări îl joc. Hey, you. Ia dacă pot să dau. Ia, că este așa, nu mă interesează. Eu. De ce dracu m-aș luca? Nu, poate am alergie la asta. Am alergie, nu pot să mă luchez, am alergie, da. Audio. Display. Subtitrare, să nu cumva să băga subtitrare, frate, că toți ne-am născut în America, suntem englezomani. Suntem fătați în America, toți. You are trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim. Bă, da. Futu-ți blogarea pulii. Ia vedem acum, sunt așa un... Deci, dialog subtitles, ok. A, păi bagă-mi pula mea subtitări. Auzi la el ce zicea. Aoleu, căruță! Auzi, dar sunt că Skaia are un cal. Că Skaia e putere. Captured you. Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No. Deja o cau Campbellim din prima misiune. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? Așa, revin puțin că am crezut că am fi schemul ăsta activat și m-a speriat pentru o secundă. Că tu era cu verde și m-a zis bă, să nu cumva să fac face și să... No. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Deja m-am plictisit. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Nu o să te ajute nimeni unde te duci tu, ne-ți-mă acum. Nu vei spune că ăștia ne-au pus gând rău? Zei ne-au blestemat. Afrodita! Nu s-a mai arăs la supărați de mult! Asta zeus acum o ajută, știți? Mamă, și nu suport pe ăla pe Gilgamesh și deloc! Mamă, deci nu mi-e antipatic omul ăla! Mamă, și... Degeaba mi se spune că ăla e nu știu ce, de mi se pare o curvă de-aia masculină, de 2 lei. Sincer vă zic. Nu mi-a plăcut niciodată povestea lui, e un căcat... După părerea mea, un căcat de la mare. De la care? Un căcat de la în canal.
Sincer. Eu vă zic pe față că nu mi-a plăcut deloc, frate, și în primul rând că nu știu sigur dacă a existat. De ce dracu m-aș interesa de ceva care s-a întâmplat acum mii de ani în urmă, milioane mii de ani. Acum, pe bune. Trăim în prezent și prezentul și viitorul este tot ce contează. Trecutul s-a dus pe pulă, gata. Învățăm ce s-a întâmplat acum mii de ani. Du-te, bă, de aici, învăță tu cu metre. Când mai avem benzină, tu ce crezi, boss? Te să alimentăm. Ne-am dus la un AMV aici. Asta, acum asta o să iau un sandwich de acolo. Face your death with some courage. You've got to tell them. We weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Ce faci, fă? Te-a dat măta, ți-ai luat și tu un nou cheeseburger de la McDonald's și te crezi șmichir. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. Oa, Nori. It has been an honor, Jarl Ulfric. Mamă, ce săraci. Și acum să apară Geralt of Rivia. Lokir of Rorikstad. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not gonna kill me. Oh, bă, da, pot să fug. Aha. Eu aș vrea. Mi-a rămas pișat în pulă. Și na. Who are you? Băi, am băgat un mod aici la... am vrut să bag modul ăsta de flash. Dar nu înțeleg de ce dracu mi s-a băgat, adică nu pot să... Adică nu știu cum să bag un mod. Ia. M-am motivat față de țăran. Mamă! Zici că e Valley the Storm. Mă jur. Aoleu, cum să te faci care nu supă? Hai să-mi fac om. Dark Elf. High Elf. Imperial. Un Kshajit. Un nord din... bă, hai să vedem și la body. Ia, sex. A, ok, deci... Mamă, ce băi să arată, mă jur. Ia... Mă, dar stai, deci... Ăsta arată... Mamă, ăsta arată și mic, e rău. Ăsta cu barbă, dar nu parcă ăsta l-aș lua. Ăsta, da, ăsta rămâne. Puteți face... Nu, ăsta, așa. Wait, înălțime ea. A, la, dacă e musculos sau slab. Bă, dacă era obține și în viața aia, lăsa să mă fac și eu așa. Brută sau slăbănoc, brută sau slăbănoc, brută sau slăbănoc, brută, mă, că dă-l dracu. Head. Ia. Dirt. A, dacă e mizerabil. Dar noi să facem curat ca lacrima, dar color. Suntem curați. Asta parcă așa, Warpoint. A? La, cred că ăsta lasă așa, voi pun color. A, ăsta a scăpat mișto, așa cu move. Noise type, lasă nasul că e bine. Ok, lăsăm așa când are nevoie. Mount. Facial hair. A, aici umblă noi. Mamă, ce fata zici că-i Trevor? Nu se lască. Da, așa lasă, așa. Parcă s-ar asorta cu pielea, dar... Neagă nu-l fac. Așa, da, alb, așa e mișto. Dar pot să schimb
Deci, parte sunt din nord aici, din am. Deci să spun și mie cum să bag modul în asta, adică. Dați-mi arată. Deci aici trebuie să fie ceva în gen de... Bă, nu! Bă, ce-am făcut? Așa, bun. Erdan. Finish and your name caracter. Păi cum îl dau, dau numele rotare? Da, lasă așa, numele, sunt prizonier. Asta e că rămân așa. Blue, Dan, Urst. A, ba nu. Marcus. Marcus sau... A, nu, Geralt. Geralt of Rivia. Ăsta, tată. Who are you? You picked a bad time to come home to Skyrim, Kinsman. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. At least you'll die here, in your home. Ah, da, ce împăcare. Captain prisoner. Mersi că mă duioșiți. Chiar este un gest frumos din partea voastră. Aici, mă, aici e, zici că e ședința cu părinții, mă jur. Momentul ăla când vine mătă de la ședința cu părinții. Băi, ești nebun și-a ucis regele. Mișto, băi, băi, boss. Dacă și-a ucis regele, cum dracu' a fost pe ăsta prins? Adică părea destul de mare. Tocmai am mâncat cineva șaormă. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls. Bă, da, femeile astea gen înainte nu erau, cum se cheamă? Cum pula mea se cheamă? Știu că era gen în trecut, erau chestii, numai bărbații aveau voie să ucidă, să fiu în armată sau chestii de genul ăsta, că bărbații erau puterea, femeile mai mult s-au tăpit prin bucătărie. Dacă nu aveau un rol de ăsta cum sunt acum. Mă refer, nu știu, în trecut. Sau, eu ce bab... Eu uite-l, bă! Aleu... Te-ai dus, tată, te-ai dus. Bă, ce-a dracu' era femeia asta? Sincer, nu, stau bine aici. Puteți să-l las pe ăsta că pare mai timid. Du-te, mă! Eu nu mă duc, ba pula! Aaa, fraier ești, mă! Băi, îi dădeam în cap în gură aluia. Mama, adevărul, frate, că te cași pe tine, frate, adică... Bă, oare când stai capul cineva... Ia uite, bă, cât a bab... A, noroc cu dragonul. This is my redemption. Băi, nu prea mai văd, dar mucică-i în ureche. Hai că parcă văd acum. Oh, shit! A, uite-l, mă! Ce faci, bă? Mamă, ce urât e. Spider-Man 2! Mă scuzați, mi-a rămas urma de aseară în gât. Așa, frate. Dă-mi o sabie, bring me your sword. Doar dă-mi sabia ce mă descurc eu. Fac eu magie. Hadvar. God's... Guide you. Bă, pe mine mă ghidează o șaormă acum. Ia opa. Bă, nu pot să iau asta.
Dar unde se mă duc, fata? Ci că urmează-l pe frerul ăsta. Stay close. Bă, nu știu, fata, adică... A, și încă ceva, fata, Alex, dacă te uiți încă la videoclip. Eu am ajutat prima parte, gen, am trecut de misiunea asta și după aia, cum se cheamă, am ajuns la o misiune în care eram un rege, frate, și eu ca prostul. Am început să dau un el în rege, știi, și erau, regia erau puternici, frate, deci erau cu mar rău. Și eu ca, și ce să fac, am dat în rege, frate, și am început tot să mă etaie. Și bă, regele ăla era foarte puternic și m-am urât, dar m-a ales să trag în el, că a zis, mamă, hai că sunt Blood and Wolves, că sunt șmecher. Că nu știu ce. Și când cum m-a... De-abia am fugit de acolo. Bă, eu vreau o sabie, frate, deci... I want to bring... Let's cut you loose. Păi... Dați-mi sabie, frate, sau... Your hands are bound. There you go. Take a look around. There should be plenty of yen to choose from. I'm going to see if I can find something with these bones. Damage 8. Bă, ce pum, mamă, dacă îți dăm pum în zid, niciun perete nu ne stă în cale. Niciun perete nu ne stă în cale. Hai că deja obosit ăsta. E search. Tot. Items. Ok, sword. Deci aici ne echipăm cu sabia, am înțeles, ok. Bă, dar poate vreau să-l omor pe ăsta după aia. Lasă-i, mă, lasă-i că-i la magic, știu că parcă mai aveam putere. Destruction. Flames. Oho! 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 Ah, deci pot să-l omor și pe ăsta, dacă vreau. Dar dacă vreau, dacă nu vreau, îl las în viață. A, pierd. Aha. Da, deci dacă e, poți să-l muști pe ăsta, nu? A, nu, hai că deja se nivelează asta. R. Băgăm în teacă frumos. Și... Ce vas, mă? Bă, vă tai! Du-te în bucătărie, fă, futus! Aha! Te-am tăiat, fă! I will rap you! Gata! Ți-am tăiat, berigușul, haide! Hai, ne-am tăiat treaba aici! Hai, urmează-mă! Urmează-mă! Băi, sincer, nu știu dacă e să fac o serie de asta. Adică nu știu dacă are un ending. Asta de fapt, chiar nu știu dacă are un ending-o ceva, sau... Dar cred că are un ending, nu, că... Ah, shit! Gata, mă, execution. Bă, eu nu știu, vreau să fug de aici. Haide să zice plus de burse. Aha, nu mai ești. Mamă, dar... Dracul ăsta a stat toată viața aici. LOL. Dar totuși sonorul un pic mai tare la voce mă refer. A, și încă ceva, deci trebuie să am neapărat cum pe ăsta ca să pot să... îmi bag modul din prim.
Păi nu ți-am zis că am cicut, tu mi-ai zis să-mi bag parola, am băgat tu nizele și o parola, atât pare că nu vrei, bă, muie, bă. Display, nu la display boss, la audio vreau, hai, master voice. Ha, mă. A dragon, please, don't make up nonsense. Bă, bă. Although, come to think of it, I did hear some noises coming from over there. Haide. Aoleu, mamă! Doamne, nu mă lăsa! A, ia, nu clip. Ia, stați, stați! Ce mi-a aduc aminte din copilărie? Capăt, nu, să vă... GAT 1. God. A. All weapons. Nu! Să... Așa, gata, păi enorm, normal că nu știți. Ce faceți, mă? V-am prins, bă, că ați furat shawarma, mă. Bă, frate, shawarma asta ce poate facă din om? Bă, eu plec de aici, pe mine mă doare undeva, că nu mai sunt și ăștia. Îmi știu drumul, am o hartă imaginară. Am studiat, m-am uitat la serialul Prison Break. O, salutare! Marș în bucătărie! Deja sunt mult cât sunt! Cred că aveam nevoie de ajutorul Marcus. Uite, mă! Așa, hanvar! No. Cred că arcul o să mi-ar fi de ajuns. Ia items, weapons. Da, era și mică, gen, dacă aș avea și sabia aia, și sabia și ăsta în același timp, să fac. Așa, frumos. Ia, care mai e șmichir pe aici, și ia vedem. Care mai tare e în clanță? Da, păi, simți, m-am uitat la Bobo Spider și, bă, am zis, bă, hai să fac și eu. Să văd și eu ce mai e cu jocul ăsta, văd dacă... E să mă distrez. Momentan, frate, sunt cu Witcher 3 acum, și Alex, ăsta fac aia prea mult, trebuie să vină undeva mâine. Am dat, am vorbit cu tata de Watch Dogs 2, să-mi-l iau și eu, că... Și că mai degrabă o să fac și o precomandă. Aoleu, păi ia jeni. E nașpa, frate, că trebuie să schimb tot timpul armele. Aoleu! Gata! Taci! Stai! Oh! Ce m-a speriat! Oh! Stai, bă! Ce pula mea! Doamne, fute, ce m-a speriat! Oh! Ce pula mea? Haide. Dă-te dracu de urs. Ha. Forța naturii. Cred că pe partea da, pe aici trebuie să ies.
E n-aș fa știi că am și... n-am o mapă cum am pe Witcher. Ca la nu balec de știi, de, ca mine, așa, gen Dragoș, gen, eu știu. Și acum o să zic Alex, bă, vezi că Skyrim este foarte frumos, l-am jucat când aveam 5 ani. Mamă, dar cerul e mișto rău, îmi place cerul ăsta, să-mi bat piciorul, dar nu. Bă, jocul arată bine pe high, merge foarte bine, are grafică foarte bună și nu observ lag. Deci l-am pe high să-l joc. Nu știu acum care, dacă e diferența dacă îl pun și pe ultra, dar momentan îl țin pe high. Și la advanced system, la advanced setări avansate am 2 setări pe high. Pardon. Și nu știu, parcă aș vrea să-mi pun și un mod să văd cum e asta cu modul de flash, că tot timpul am avut asta și să-mi spui și voi în secția de comentarii cum aș putea să bag mod. Adică nu știu dacă eu vezi asta... Pe aceea aș putea să mă teleport... A, da, stai că nu sunt în Witcher 3. În Witcher 3, dacă aș vrea la o fază de genul ăsta, puteți să te teleportezi. Travel. Tu nu o vii grad. Cred că e în acțiunea jocului în 1700, în anul 700. Dar bine, nu e un alt univers, nu e gen... Și ar trebui să ajungem în partea aia. Nu știu dacă e o cale să ajung mai rapid sau... Că știu, nu cred că... Sunt totuși mai nou cu jocul ăsta și totuși nu prea știu exact cam cum să treaba cu jocul ăsta, adică gen la magie, iteme și mai știu eu ce. Nu cer trei m-am obișnuit, dar aici nu m-am obișnuit încă. Totuși l-am jucat în august 2015 l-am jucat și v-am zis, am atacat un rege. După care am început ăștia să mă atace și de-abia i-am bătut cu trainer. Că nu scăpam de ei, frate, deci m-a atacat toți, muream și tot... Câini vagabonzi. Uite, mă! Ce vrei, mă, și tu? Crezi că... Bioci! Crezi că jocul ăsta... Crezi că mă impresionați voi dacă îmi puneți animale în față? Mai încercați! Îmi place foarte mult Skyblocks-ul, Sky... ăsta, Skybox-ul, cum se pronunță, cerul așa. La apă arată foarte bine, mă arată mai bine ca în Witcher. Pot să zic, sau... Nu știu, parcă cerul era mai ca lumea în Skyrim obișnuit, dar nu știu de ce. Sau mi se pare mie. Nu știu, de că parcă cerul arată mai ca lumea. A, uite mă. Cum pun asta? Stai cum pun asta în teacă, bă. Wow! A, deci pe râu apăs, ok. Hai că dracu, îi sperii pe ăștia. Aha. Da, bă, mă, cam doare burta pe mine. Ain't every day we get visitors in Riverwood. I see no harm in it, if you have the skill. The grindstone will improve your weapons. Use the table to improve your armor. If you've got the raw materials, you can use the forge to make something new. People are rightly stirred up about the damn Dalmor being allowed to roam around arresting people, just for worshipping Talos. But was it worth tearing Skyrim apart? And maybe destroying the Empire? No. Ulfric will have a lot to answer for in the end. Nords have always supported the Empire. And the Empire has always been good for Skyrim. Ah, deci... Join... Dar vedeți și pe aici m-am oprit eu, asta l-am înțeles. What? Of course. Take what you need. But what's all this about? What are you two doing here? Dragon? In Helgen? That
explains what I saw earlier, flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I thought it was. You're right. I saw it. Didn't want to believe my own eyes is all. A dragon here in Skyrim. What's this world coming to? First the war, now dragons. Trouble loves company, they say. Mm-hmm. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Okay. Come on inside. Sigrid will get you something to eat. You can tell us. Dar bun, mă, dacă mă vreți așa, eu știu, gameplay-uri cu jocul ăsta din... Uitați să vă abonați, dați like, comment, share și subscribe și ne data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!